Și a da observație e doar, adică doar vreau să spun așa, să zic un gând, e legat de peer review-uri. Mie mi se pare că de multe ori este bine să ai pentru un articol, să zicem, 3 sau 4 peer review-uri și mi se pare că în acel moment practic particip ca la un fel de mini-democrație sau democratizez textul în corecturi. Iar după ce, dacă textul este acceptat și este publicat la revistă, practic intră într-o democrație și mai mare și consider că textul trebuie să fie foarte bine pregătit, pentru că s-au întâmplat, spre exemplu și cazul meu, să vină articole, să fie adresate diferite suspiciuni legate de plagiat sau de metode. Iar faptul că am avut în spate niște peer review-uri care au făcut treaba foarte bine, am putut foarte ușor să evit și autorul să evite retragerea textului. Da, firește, firește, un proces de peer review făcut. Foarte bună observație, Octavian, și mă bucur că ai făcut-o. Ți-am spus că eu sunt fan al peer review-ului și cred că orice comentariu, repet, chiar făcut poate un pic ostentativ, chiar făcut un pic, cum spunea domnul profesor Sandu Frunză, nu prea are legătură cu articolul, dar poate să-ți dea niște idei de articole viitoare, da? Și atunci, întotdeauna comunicarea științifică, indiferent de contextul în care ea se poartă, cât timp este o comunicare frumoasă și academică și într-un cadru liniștit, întotdeauna poate duce la mai bine. Și la mai bun. Dincolo de asta, cu toții suntem oameni și supuși subiectivismului, dar mai multe opinii uneori nu strică pentru că scot în evidență aspectele subiective, scot în evidență că acum ai trei review-uri care spun același lucru. E, știți cum era și panta aia, dacă îți spune unul că ești bea, dacă îți spun doi, dacă îți spun trei, la al treilea te-ai dus tu și te-ai culcat. E, dacă trei review-uri spun un lucru, acum nu putem să-i acuzăm pe toți de subiectivism, probabilitatea este foarte mică, da? Și cum spuneam anterior, dacă poate unul dintre review-uri mi se pare neclar sau poate insuficient de bine precizat, ca și punct de vedere, putem oricând să apelăm și la un alt reviewer. Dacă mai sunt alte întrebări sau intervenții, da, uite-le. Așa. Aș avea o întrebare. Asta e un pic mai spinoasă, poate. Cum vedeți faptul că anumite jurnale împart review-uri în funcție de țările din care vin și au sau oferă mai puțină încredere, să zicem, unor reviewer care au terminat facultatea, să zicem, sau doctoratul în Africa, în China și așa mai departe. Arabia Saudită. Personal, sunt în totalitate împotriva discriminării. Cred că știința valoroasă se poate face peste tot. Publicăm articole din toată lumea, noi la editură, și ne bucurăm, cu cât avem o mai mare diversitate geografică, ne bucurăm mai mult. De altfel, veți vedea că bazele de date serioase încurajează activ diversitatea geografică, activ și masiv, și chiar pun foarte mult accent pe acest aspect. Acum, cu țările din care provin reviewerii, aici ar mai fi totuși o mică precizare. Are de manță de făcut. Ca și recomandare, poate de bună practici, atunci când noi, ca editori, știm din ce țară ne vine articolul. Și atunci, dacă numim reviewer din aceeași țară, este posibil să fie din cercul de autori ai autorilor care au submis articolul. Din cercul de cercetători ai autorilor care au submis articolul, și atunci poate că reviewerii din acea țară ar putea să fie eventual consultați împreună cu alți reviewer. Da? Adică să avem și reviewer din alte țări decât cea din care provine articolul. Asta nu înseamnă automat că reviewerii din țara de naționalitate a articolului nu pot fi consultați, bineînțeles că pot fi consultați. În general, poate ca bune practici ar trebui evitați reviewerii din aceeași instituție de cercetare cu autorii articolului, pentru că probabilitatea să se cunoască este extrem, extrem de
de mare, dar nici chiar așa, dacă avem domenii de nișă și avem niște centre de excelență în care se face cercetarea respectivă, de aceea vă spuneam că reviewerul poate nota, da, mi este cunoscută tema de cercetare, îmi sunt cunoscuți cercetătorii. Cunosc, mai ales în domeniile de nișă, se cam întâmplă să cunoască. În domeniile emergente, iarăși, se cam cunosc între ei. Cam știm care dintre noi scriem în domeniul X, în domeniul Y și atunci... Însă, personal, când trimit la review, încerc să numesc reviewer și din, dacă este un reviewer care se potrivește perfect, mănușă pe articol din țara de naționalitate a articolului, firește că îl numesc, dar numesc reviewer și din alte țări, tocmai pentru a evita, dacă sunt din același cerc de cercetători, să evit subiectivismele.